Gruparea de jandarmi mobilă Cluj-Napoca a decis sancționarea cu 10.000 de lei a echipei de fotbal CFR Cluj după incidentele petrecute în timpul partidei de campionat cu Dinamo București. În urma incidentelor apărute pe timpul partidei de fotbal dintre CFR Cluj și Dinamo București, respectiv aprinderea mai multor materiale pirotehnice de către suporterii ceferiști, gruparea de jandarmi mobilă Cluj-Napoca a luat măsura sancționării clubului CFR cu 10.000 de lei, se arată într-un comunicat de presă remis de IJJ. De asemenea, în urma altercației care a avut loc în Peluza 2, au fost sancționate 15 persoane din Cluj-Napoca, dintre care 9 suporteri ai echipei Dinamo. În urma analizei înregistrărilor video, se vor lua măsurile legale și împotriva celor care au introdus și au folosit materiale pirotehnice în incinta arenei sportive. În urma incidentului apărut pe timpul partidei de fotbal între FC CFR 1906 Cluj-Napoca și FC Dinamo București, respectiv aprinderea de către suporterii ceferiști mai multor materiale pirotehnice, grupa de jandarmi mobilă Cluj-Napoca a luat măsura sancționării clubului CFR cu 10.000 de lei. Sancțiunea a fost acordată pentru nerespectarea obligațiilor ce revine organizatorului cu privire la încercarea de introducere și introducerea de materiale pirotehnice în arena sportivă, în conformitate cu prevederile legii 4 din 2008, privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive. Pot să vă spun că răspunderea pentru asigura măsurilor de ordine în interiorul arenei sportive revine clubului organizator, în speță clubului CFR. Iar acesta angajează, deci se dează un contract de prestare de serviciu cu o firmă de pază, firmă de pază care are atribuții pentru accesul spectatorilor în stadion. Deci firma de pază nu a permis accesul spectatorilor în stadion. Noi am fost doar în zonele potențial de risc pentru prevenirea anumitor tulburări ale ordinii publice. Acestea nu au fost singurele incidente provocate în timpul partidei de campionat dintre CFR Cluj și Dinamo București, partidă încheiată cu victoria la limita clujenilor scor 1-0. Foarte mulți suporteri ai grupării dinamoviste nu au putut intra pe stadion, în ciuda faptului că dețineau bilet de intrare.